Discutăm cu doamna doctor Adriana Radu, specialist în chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. Doamna Radu, când putem considera că suntem pregătiți pentru o operație estetică? În general, ne putem considera pregătiți pentru o intervenție de chirurgie estetică în momentul în care suntem la vârsta adultă și putem să luăm decizii în legătură cu ceea ce se întâmplă cu organismul nostru. Cu puține excepții, intervențiile de chirurgie estetică se efectuează exclusiv la vârsta adultă. Am zis cu puține excepții pentru că există o intervenție care se practică la copii, corecția urechilor malformate, dar restul operațiilor sunt exclusiv după ce organismul a atins maturitatea. Există contraindicații? Nu există procedură chirurgicală lipsită de contraindicații. Practic, orice act medical invaziv asociază riscuri mai mari sau mai mici în funcție de complexitatea intervenției practicate. Care sunt cele mai frecvente riscuri pe care le putem întâmpina? Cele mai frecvente riscuri sunt cele care sunt comune tuturor intervențiilor chirurgicale, respectiv sângerarea, infecția, cicatrizarea vicioasă, acestea sunt cele mai frecvente. Cum trebuie să pregătească un pacient pentru astfel de intervenție? În primul rând, trebuie să urmeze un traiect standard, să spunem. Adică trebuie să se prezinte la medicul estetician și în urma consultației să stabilească, sigur împreună cu medicul, care este procedura indicată în cazul lui, să afle cu exactitate toate riscurile, toate avantajele și dezavantajele pe care acea procedură îi le poate oferi. Și ulterior, dacă se indică un anumit tip de intervenție chirurgicală, sigur se fac analize preoperatorii, se face un consult anestezic dacă se impune o anestezie generală, astfel încât preoperator să avem o imagine cât mai completă asupra stării de sănătate a pacientului și să operăm în deplină siguranță. Există în funcție de intervenția, fiecare tip de intervenție chirurgicală și investigații specifice. E nevoie și de un consult psihologic? Uneori da, este recomandat în cazul intervențiilor estetice, este nevoie de un aviz psihologic, întrucât uneori există o anumită disproporție între ceea ce percepe pacientul ca nemulțumire legată de aspectul unei regiuni a corpului și ceea ce există în realitate. Și când sesizăm această disproporție, atunci indicăm un aviz psihiatric și psihologic. Cât durează perioada de recuperare? Variază în funcție de tipul intervenției chirurgicale. Recuperarea este sigur mai redusă în cazul intervențiilor mai puțin laborioase, cum ar fi lipoaspirația, când reintegrarea în viața socioprofesională se poate face de a doua zi, și mai îndelungată la operațiile mai laborioase de reducție mamară, abdominoplastia, cele care implică un repaus de durată mai mare. În cât timp se vindecă cicatricile care rămân după o astfel de intervenție? Cicatricile se vindecă în medie în 2 săptămâni, dar evoluția cicatricei se întinde pe perioada unui an. Practic, o cicatrice este, din punctul nostru de vedere, o cicatrice recentă până la un an, timp în care se poate acționa cu creme, cu mijloace de îmbunătățire a aspectului cicatricii. Există intervenții care nu lasă cicatrici? Nu. Intervenții chirurgicale nu. Ceea ce putem să facem prin specificul specialității este să le facem cât mai puțin vizibile sau să le plasăm în locuri în care să nu fie văzute, decelate, foarte, să nu fie foarte evidente.